Fie din cauze naturale, fie din cauza oamenilor, o mulțime de specii de animale au dispărut, iar de asemenea multe altele sunt în pragul dispariției. În prezent, oamenii de știință au tehnologia necesară pentru a clona animalele. Drept urmare, în viitor, este posibil ca unele specii dispărute recent sau acum câteva mii de ani să revină la viață. Tigrul tasmanian este nativ din Australia și a fost cel mai mare marsupial carnivor. Aceștia au fost vânați până la extincție în anii 30, vinovați fiind vânătorii de recompense. Deoarece aceștia au dispărut atât de recent și există multe exemplare adulte păstrate în muzee sau pui puși în borcane, îi transformă într-un candidat ideal care ar putea fi readus la viață în curând. Pasărea dodo. Probabil una dintre cele mai cunoscute specii de animale care au dispărut din cauza omului sunt păsările dodo, care au fost declarate dispărute în mai puțin de 80 de ani de la descoperirea lor. Deoarece insula Mauritius, locul unde au fost descoperite, nu conținea niciun prădător natural, păsările dodo au evoluat fără a avea frică de oameni, fiind astfel ușor de vânat. În prezent, cu puțin noroc, oamenii de știință ar putea clona pasărea dodo dacă reuși să găsească suficiente mostre de ADN. Rinocerul lănos. Rinocerul lănos a trăit în perioada pleistocenă, acum circa 10.000 de ani. Acest animal apare și în desenele din peșteri, precum cele din peștera Chauvet din Franța. De-a lungul timpului au fost descoperite mai multe fosile de rinocer lănos, care la rândul lor ar putea conține suficiente mostre de ADN. Mamutul lănos. Mamutul lănos avea o înălțime de 3 metri și ajungea până la 6 tone în greutate. Acesta ar putea fi candidatul ideal pentru clonare și readucerea la viață a speciei dispărute acum aproximativ 10.000 de ani. Un lucru care contribuie la posibilă întoarcere este faptul că au fost descoperite multe exemplare de mamut lănos, înghețate și bine păstrate în tundra arctică. Mastodont. Mastodontul a trăit în America de Nord și America Centrală și a dispărut la sfârșitul perioadei pleistocene, acum aproximativ 10.000 de ani. Deși mastodonții erau asemănători cu mamuții, mai ales cu mamuții lânoși, se distingeau clar de aceștia. De-a lungul timpului au fost descoperite multe fosile de mastodont, iar pe viitor s-ar putea întoarce la viață. Ibexul din Pirinei. Ibexul din Pirinei era o specie comună în perioada Holocenului și Pleistocenului, asta până în anul 2000, când ultimul exemplar, denumit Celia, a fost găsit mort, devenind astfel o altă specie dispărută din cauza omului. Dar de curând, ibexul a devenit primul animal readus la viață. Ei bine, doar pentru 7 minute, dar este un început promițător. Felina cu colții pumnal. Felina cu colții pumnal sau Sabertooth a fost unul dintre cei mai feroce prădători din perioada pleistocenă, care ar putea de asemenea fi readus la viață, deoarece au dispărut oarecum recent și sunt multe fosile care ar putea conține mostre de ADN. Nu uita, dacă îți place videoclipul, să dai un like, dacă nu îți place să dai un dislike, iar dacă vrei să-ți exprimi părerea, scrie un comentariu.